Părinți, frați și surori întru Domnul, permiteți să vin cu alese și cordiale felicitări și omagiu prilejuit de ziua și de întâlnirea noastră de astăzi, când s-a săvârșit înnoirea bisericii dumneavoastră, unde dați-mi voie să cred că o frecventați în fiecare zi de sărbătoare, fiecare zi de duminică și de unde primiți cele necesare pentru mântuirea sufletului. Stimați creștini, din cele mai vechi timpuri, chiar de la începutul începuturilor, poporul nostru, poporul moldovenesc, și-a găsit alinare în Biserica lui Hristos. Și pentru una ca aceasta, și nu numai pentru una ca aceasta, Sfinții Părinți și Învățători ai Bisericii numește Biserica Casa Domnului. Numește biserica lăcașul deosebitei aflării a lui Dumnezeu pe pământ, a lui Dumnezeu care este pretutindenea. Este numită biserica și corabia ce duce la limanul liniștit pe vânturi, pe valurile, mai bine zis, înviforate ale mării vieții noastre. Așa se numește biserica nu doar la noi, la moldoveni, dar în toate locurile, pentru toate popoarele. Pentru că biserica aduce liniște și mântuire sufletească în toate locurile, în toate timpurile a făcut aceasta, pentru fiecare suflet luat în parte și pentru fiecare comunitate națională luată în întregime. După cum am zis, și pentru noi, poporul moldovenesc, pentru noi, moldovenii, biserica prezintă ceva sfânt. Prezintă interes duhovnicesc. Prezintă, dacă vreți, cheia, temelia coexistenței noastre pe acest pământ, pentru că chiar de la începutul, după cum am zis mai sus, ne-am legat soarta, ne-am legat norocul, ne-am legat, dacă vreți, speranțele noastre de mântuire, dar și de conviețuire cu Dumnezeu. Le-am rezemat în Dumnezeu. Din cele mai vechi timpuri, poporul nostru care a suportat multe greutăți, totdeauna a găsit în sine puteri fizice, totdeauna a găsit în sine posibilități, dar și dorință, pentru a ridica și a înfrumuseța lăcașurile sfinte. Dovadă ne servește și bisericuța din satul dumneavoastră, care este de o rară frumusețe. După cum se vede aici, în frunte cu preotul, trăiesc oameni gospodari, care iubesc podoaba casei Domnului și au depus o părticică din sufletul său, din felul său de a fi, spre a o înfrumuseța. Și lăudabil este faptul că această reparație s-a efectuat tocmai în anul a 150-lea de când a fost întemeiată această biserică. Stimați creștini, Sfinții Părinți și Învățători ai Bisericii mai se mai exprimă și în felul următor. Cui Biserica nu este mamă, aceluia Dumnezeu nu este tată. În sensul acesta vreau să vă îndemn, să vă protejez, ca nu cumva să rămânem orfani de părinți duhovnicești. Parafrazând aceasta a mea dorință și acest al meu îndemn, ar însemna, ar suna mai bine zis, să veniți la biserică, să frecventați biserica, să nu vedeți doar de acasă, ci să pășiți pragul ca anume de aici, din înăuntru bisericii, din biserică, răsună peste veacuri duiosul glas al Mântuitorului, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați de păcate și eu vă voi odihni pe voi. Ușile bisericii sunt larg deschise, așteaptă pe fiecare om, pe fiecare creștin,
să-i pășească pragul, pentru că aici, în biserică, este locul, după cum am menționat mai sus, deosebitei aflări a lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu care este pretutindeni. Biserica mai este și lăcașul atot iertător. Noi cei împovărați cu diferite neajunsuri, păcate, eșecuri, ne-ar sta bine să venim mai des la biserică, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ușureze de povara aceasta apăsătoare a păcatului, care nu aduce nimic bun, ci dimpotrivă provoacă nenorocire. Având posibilitate să pășim pragul bisericii și să ne eliberăm de greutatea aceasta a lanțului păcătoșeniei, a lanțului greu a păcatelor, eu vă îndemn să conștientizați această necesitate și să utilizați aceste posibilități la maxim. Stimați creștini, pe lângă toate acestea vreau să vă îndemn și la rugăciune, și la post, și la pocăință. Pentru că cel mai durabil fir de legătură a omului cu Dumnezeu, a pământescului cu cerescul, a umanului cu divinul, este rugăciunea. Prin rugăciune noi spargem tăcerea și ne adresăm Bunului nostru Dumnezeu, cerând cele trebuincioase pentru o viață plină. Rugând de asemenea și pe Sfinții plăcuți al lui Dumnezeu, deosebit pe Preacurata Maica Domnului, pe Sfântul Ierarh Nicolae, a căruia nume este sfințită această biserică, luându-i și pe dânsii în ajutor ca să se roage lui Dumnezeu pentru noi. Practicați această legătură cu Dumnezeu prin rugăciune pe cât se poate de des. Și seara, și dimineața, și ziua, și noaptea, și în orice alt timp, și în tot locul. Pentru că se binecuvintează Dumnezeu de toată suflarea din tot locul stăpânirii sale. Frați creștini, cu rugăciune noi îl putem pleca pe Dumnezeu cu milă asupra noastră. Prin post, ceea ce înseamnă înfrânare, prin spovedania păcatelor noastre celor multe, noi ne schimbăm calitatea vieții noastre creștinești spre bine. Noi schimbăm, dacă vreți, modul nostru de viață. De la rău spre bine, de la urât spre frumos, de la păcat spre sfințenie. Și să știți că lumea care este umplută, plină, chiar arhiplină de fel de fel de răutăți, poate fi schimbată dacă fiecare din noi ne vom schimba. Și haideți să începem, în acest sens zic, schimbarea lumii de la noi înșine. Eu sunt ferm crezut, încrezut, sunt ferm sigur că noi putem schimba lumea spre bine dacă o începem de la noi înșine. Și nu este chiar atât de greu. Este bine să ne dezbărăm, să ne lepădăm de minciună, de vicleșug, de furturi, de înjurături și de alte metehne păgubitoare de suflet. Marea majoritate a cărora le facem cu limba, vorbind. Iată de ce ar trebui să acordăm atenția cuvenită și în acest sens vieții noastre creștinești. Postul și rugăciunea este, dacă vreți, o modalitate mai efectivă de a ne apropia de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce a răspuns Hristos ucenicilor săi atunci când o persoană oarecare s-a adresat către Sfinții Apostoli rugându-se pentru Fiul Său să-L tămăduiască. Și Sfinții Apostoli n-au izbutit, nu le-a reușit. Apoi fiind întrebat de Hristos, Doamne, de ce Tu L-ai tămăduit prin cuvânt, noi însă nu am putut să-L tămăduim? Țineți minte ce a răspuns Hristos. A zis, acest neam se izgonește doar prin post și prin rugăciune. Să știți că și minciuna, vicleșugul, răutățile, iuțimea,
Lipsa de compătimire, care provoacă lipsă totală de dragoste creștinească, sunt uneltirile celui rău, celui viclean. Și numai prin post și prin rugăciune să știți că ne putem debărăsi, ne putem izbăvi, ne putem elibera de ele. Frați creștini, noi cei care credem pe bună dreptate în Dumnezeu, cei care știm, cunoaștem, recunoaștem, mai bine zis, și mărturisim în auzul tuturor că nimic întâmplător în această viață nu se petrece, nimeni din noi astăzi nu se află aici la voia întâmplării, ci din bună purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru că tuturor nouă ne-a măsurat Dumnezeu și timpul, segmentul timpului, dar și spațiul, locul pe pământ unde să ne aflăm, de asemenea și ocupația noastră cea de toate zilele, înzestrându-ne cu toate cele necesare pentru a trăi un trai decent, pentru a petrece o viață pe bună dreptate, plăcută lui Dumnezeu, dar și semenilor, adică apropiaților noștri. Noi, cei care credem așa cum zic, trebuie să înțelegem și să recunoaștem că avem ce avem pentru că aceasta merităm. Avem arșiță, secetă, vara, pentru că am răcit în credință și în dragostea noastră creștinească reciprocă, unul față de altul. Fiți de acord? Locul dragostei de mult l-au ocupat ura și iuțimea. De mult oamenii nu se mai stimează, ci se batjocoresc, se clevetesc, vrăjmășuiesc unii cu alții. Avem oameni buni, roadă slăbită, roadă săracă a pământului, pentru că aceasta este urmarea păcatelor noastre. Asistența părintelui Igor, iată, vreau să înmânez câteva decorații bisericești. Cu medalia Sfântului Ștefan cel Mare, prin binecuvântarea Metropolitului Chișinăului și întregii Moldove, se decorează Jorne Ion. Așa, am pronunțat corect? Ioane, apropiați-vă! Uite, medalia aceasta frumoasă, să-ți dea Dumnezeu, să-ți aducă aminte de întâlnirea noastră de astăzi. Vrednic este! Vrednic este!